Trei zile de surprize, distracție și voie bună îi așteaptă pe mehedințeni, începând cu data de 28 iulie, la o nouă ediție a Festivalului Berii. Evenimentul se va desfășura în zona de promenadă Crișan din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Cireașa de pe tort va fi însă îndrăgitul artist Pepe. În perioada 28-31 iulie, mehedințenii sunt așteptați la petrecere și voie bună pe promenada Crișan la Festivalul Berii. Evenimentul este organizat de Primăria Drobeta-Turnu-Severin în parteneriat cu Boema Catering. Distracția va fi întoi 3 zile și 3 nopți. Muzica va răsuna în tot orașul. În prima seară de festival, acompaniații de orchestra Marian Magheru vor urca pe scenă Adi Mitroi, Angela Magheru, Zorica Savu și îndrăgita Emilia Dorobanțu. Concerte în aer liber, muzică de calitate și de toate genurile, parc de distracții pentru cei mici și foarte multă bere rece. În cea de-a doua seară, acompaniații de orchestra Banat vor urca pe scenă Ion Drăgan, Alexandra Adnana Serafim, Maria Florea, Mariana Tudor, iar trupa compactă va realiza un adevărat show. Voia bună pentru cei mici va fi asigurată de cel mai mare și frumos parc de distracții, trenulețe, castele, tobogane, gonflabile și carusele, iar pe părinții îi așteaptă grătarele încinse la maxim și stropite cu bere rece din belșug, precum și un fastuos show culinar cu berbecuți și viței la proțap. Ultima zi de distracție se va încheia cu orchestra Oltenia, alături de Anica Ganțu, Cristina Croitoru, Roberta Crintea, iar Cireașa de pe tort va fi îndrăgitul artist Pepe. În cadrul acestui eveniment, mehedințiul meu este partener media.